Bună seara, doamnelor și domnilor! Am bucuria de a fi gazda lansării ediției în limba română a cărții profesoarelor Maria Bucur și Mihaela Miroiu, Nașterea cetățeniei democratice, femeile și puterea în România modernă. Se întâmplă că ediția în limba română apare la un an de la publicarea în limba engleză, de la lansarea cărții în Statele Unite. Vorbim așadar despre mai mult decât o traducere, e o traducere și o adaptare, pentru că, evident, autoarele, într-un fel, au trebuit să se prezinte în fața unui public internațional occidental, trebuind să explice mult mai multe dintre realitățile originalei noastre istorii, ale și mai originalei noastre democrații, pe când acum, pentru publicul din România, s-a impus un exercițiu de, într-un fel, selecție și adaptare, așa cum am spus. Traducerea o datorăm Mihaelei Miroiu, în tandem cu Magda Dragu. Cartea apare în colecția Istorie a editurii Humanitas, fără ca asta să însemne că e o carte 100% de istorie, o carte academică, deși autoarele vin ambele din mediul academic, profesoare universitare, așa cum am spus, dar am găsit că până la urmă, dincolo de transdisciplinaritatea cărții, sociologie, antropologie, filozofie, etică și morală, studii politice și istorie, cumva, până la urmă, cartea dă seama foarte bine despre istoria recentă a României, cu precădere despre istoria de după al doilea război mondial, până spre primul deceniu al mileniului 3, când cele două autoare își și încep cercetarea lor, interviurile, cercetarea de teren, Hunedoara și Sâncrai, unde lucrează și intervievează 101 de femei, pe care de altfel doamna Mihaela Miroiu le și numește coautoare ale acestei cărți, ceea ce respondentele și sunt cu adevărat. Veți regăsi în acest volum fragmente din interviu, deci voci cât se poate de felurite, voci care se împletesc pentru a configura o radiografie cât se poate de convingătoare, extraordinar de convingătoare, uman și nu doar, a identității femeilor în România sub regimul totalitar comunist și în primele decenii de după 89, de după căderea comunismului. E o carte din care se poate învăța foarte mult. E o carte care, după mintea mea, ar trebui să fie lectură obligatorie încă din liceu, pentru că, într-un fel, cunoașterea trecutului, istoria comunismului și deprinderea democrației ar trebui să se facă încă din clasele liceului. E o carte pe care, citind-o, cu siguranță o vei simți aproape, fie că ești bărbat, fie că ești femeie. Sigur, personajele principale sunt femeile, tema e femeile și puterea în România modernă, dar e o carte pe care aș așeza-o în raftul cărților de alfabetizare politică. Dacă e să mă întrebați care ar fi într-un top 5 subiectiv, desigur, una dintre marile probleme ale României, una dintre marile probleme ale țării în care trăim, aș așeza la loc, între ghilimele de frunte, și analfabetismul politic. Deci nu doar că avem de-a face cu acest analfabetism funcțional pe care de bine de rău îl vehiculează presa, măcar așa de dragul senzaționalismului statistic, dar prea puțină lume vorbește și, prin urmare, prea puțin suntem conștienți de gradul atât de mic de alfabetizare politică. Ce înțeleg prin asta? Înțeleg prin asta instruirea noastră în așa fel încât să fim conștienți
că avem nu doar că nu doar primim lucruri din partea statului, că suntem nu doar beneficiarii democrației, ci avem și obligații, suntem chemați să contribuim prin prezența noastră, prin profesia noastră, prin discernământul nostru și mai cu seamă prin votul nostru la bunul mers al acestei democrații. De aceea spun, cu atât mai mult cu cât lecțiile vin dinspre două profesoare universitare și dinspre cele 101 de femei intervievate alături de care parcurgem câteva decenii de istorie, cu atât mai mult cartea și pledoaria pentru a înțelege că avem și o identitate socială, o identitate de oameni, de femei ale cetății, e de ajutor. Sunt alături de mine invitate ale editurii Humanitas și ale autoarei Elena Lasconi, Ana Barton, iar Mihaela Miroiu va încheia întâlnirea noastră acceptând, sper, și o sesiune de autografe. Cea din tâi o invit la microfon pe Elena Lasconi.